Salutare națiune! Astăzi, ca sfârșit de concediu, am început sau voi încerca să merg pe la câteva obiective și să fac transalpin. Prima oprire este colonia Ulpea Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza, una dintre cele mai vechi ruine arheologice de pe teritoriul țării noastre. Și am pătruns. Hai să vedem. Colonia Dacica Sarmisegetuza. Colonia Dacia, cu cele aproximativ 33 hectare dintre ziduri și alte 60-80 hectare din afara acestuia, se înscrie între orașele de dimensiune medie la scara Imperiului. Orașul fondat de împăratul Traian mai dispunea și de un teritoriu în jur, o zonă imensă care se întindea de la Ampelum Zlatna în munții Apuseni până la Dierna Port la Dunăre, care s-a rupt și s-a dezvoltat din orașul mamă în momentul în care următorii împărați au hotărât noi etape de dezvoltare urbanistică a provinciei Dacia. Orice comunitate urbană romană trebuia să parcurgă o carieră pentru a atinge mult râvnitul statut de colonie. Or, Sarmisegetuza a fost fondată ca atare. Această uriașă întindere de pământ semnifică faptul că metropola și oamenii săi de afaceri dețineau și controlau comerțul de la Dunăre, agricultura din fertila vale a Mureșului și, nu în ultimul rând, profiturile aduse de minele de aur din munții Apuseni. Iată câteva motive pentru care oricare alt oraș al Daciei Romane cu greu ar fi putut să detroneze Sarmisegetuza din poziția pe care a deținut-o. Pe această suprafață locuia o populație de aproximativ 20-30 de mii de oameni. Interesant. Capitala Daciei în timpul Imperiului Roman. Această cetate a fost construită de împăratul roman în urmă cu 2000 de ani. Vedem, avem voie până jos. Avem. Ia să vedem. Locuința. Locuința situată la nord-est față de anfiteatru, clădirea se compune din două corpuri în interior, pe lângă bazinele de apă caldă și rece, edificiul mai dispunea și de instalația de încălzire centrală, Hipocastum, și această clădire va avea de suferit de pe urma atacurilor marcomanice. Ia să vedem. Acces interzis, deci numai. Filmăm cât pot eu de la înălțimea mea și a brațului. Sau? Ba, putem intra. He-he. 2000 de ani. Foarte interesant. Apropo, prețul unui bilet este de 14 lei pentru adulți. Copii, nu am văzut exact, eventual când ies, 8-9 lei. Da, foarte interesant. Pe aici probabil curgea apa.
Aici se zice că avem templul zeiței Nemesis, amplasat în imediat apropiere a porții de est a anfiteatrului. Era înconjurat de un zid de incintă de formă dreptunghiulară. Printre altele, Nemesis proteja și norocul, gladiatorii având nevoie de mult noroc pentru a ieși în viață dintre zidurile anfiteatrului. La Porolisum, lângă Zalău sau în Britania, astfel de temple sunt prinse chiar în arhitectura anfiteatrului. Încadrare cronologică. Începuturile datează imediat după cucerirea Daciei și va funcționa pe toată perioada provinciei. Deci templul zeiței Nemesis. Vedem și aici. Da. Ce bine miroase iarba proaspăt. Nu chiar așa proaspăt. Tunsă. Și o tăbliță ne indică spre forul roman la o depărtare de, sau mai bine zis, la o distanță de 300 de metri. Hai să vedem. E frumos, îmi place. Prune. Și ceva se zărește. Probabil o să o luăm la stânga sau... Drumul duce în față, dar văd o cărare. Hai să mergem și la stânga întâi. Wow! Destul de mare. Iată, în față avem o fântână. Foarte faină. Să vedem atelierul de sticlărie. Construcția este compartimentată în 10 încăperi care adăposteau un atelier în care se desfășura întreg procesul tehnologic de prelucrare a sticlei. În 2 încăperi au fost descoperite 5 cuptoare. Încadrare cronologică secolul 2-3 după Hristos. Și aici avem templul lui Silvanus. Silvanus era zeul pădurilor, protectorul vegetației. Clădirea era împărțită în 2 de un zid median și va cunoaște mai multe refaceri. Cela era plasată central. În nava estică a fost descoperită o plăcuță votivă ce îl prezenta pe Silvanus însoțit de 9 silvane. Cadrare cronologică, începuturile datează din secolul al II-lea după Hristos și va funcționa pe toată perioada provinciei. Și aici avem templul mare. Denumirea este una convențională întrucât materialul arheologic nu a permis identificarea clară a unei divinități. Este cel mai impunător edificiu de cult din Dacia romană. Suferă distrugeri în timpul războaielor marcomanice. Încadrare cronologică, începuturile datează din secolul al II-lea după Hristos și va funcționa pe toată durata provinciei. Templu mare. Frumoasă această coloană. Numai până aici, că accesul e interzis.
Da, interesant. Frumos. Așa arată biletul de intrare. Iată, pe aici trece și Via Transilvanica. Nu știu ceva. Urmează să descoperi sau pur și simplu groapă. Și ajungem la un nou edificiu. Noi să vedem ce ne spune tablița. Domus Procuratoris. Palatul procuratorului financiar al provinciei Dacia Apulenisis. Era una dintre cele mai importante clădiri de la intrarea în oraș. Clădirea beneficia de birouri pentru cei ce îți desfășurau activitate aici. Două sisteme termale, termabăi, dintre care unul probabil care aparținea procuratorului. În cadrul uneia dintre încăperi au fost descoperite mai multe altare, probabil a jucat rolul de templu. Încadrare cronologică, începuturile, bineînțeles, secolului 2 după Hristos și va funcționa pe toată perioada provinciei. Cam așa se presupune că arăta. Da. Încet, încet se mai descoperă și alte foste construcții. Și ne apropiem de Marele Fort. Iată, cam așa arată de sus forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Intrarea în fort se făcea printr-un arc cu patru deschideri. Această construcție era precedată de două perechi de coloane care formau propilon. Între ele se găsea locus gromae. Acest for era centrul orașului. Aici se intersectau cele două drumuri principale, Cardo Maximus nord-sud și Decumanus Maximus est-vest. Pe trei laturi, est, nord și vest, curtea forului era împrejmuită de protice, colonade de marmură. Intrarea se făcea printr-o poartă monumentală, un tetrapilum situată pe latura de nord. Curtea forului era dominată de o mare bază de statuie sau de monument comemorativ, ce era flancată de statui dedicate unor împărați romani. Se trecea în basilică, clădirea ce domina întregul ansamblu arhitectonic. La est și la vest, acest lăcaș era flancat de câte un tribunal. Din basilică se trecea în curia, o sală unde consilierii orașului, de curionii, prezidați de cei doi primari, dumvierii, discutau problemele importante ale orașului. Încadrarea cronologică din timpul împăratului roman Traian și pe toată durata provinciei. S-au retras din toată partea asta de Europa. Păi 900 de ani a stat aici? 900 de ani? Nu mai e comodat, dar nu știu.
Aici avem fântâna publică. De o parte și de alta intrării monumentale în for au fost edificate două fântâni publice, construite din banii săi, pecunia sua, de către unul dintre foștii primari ai orașului, Lucius Ophonius Domititus. Aceste fântâni contribuiau ca la monumentalizarea orașului, dar aveau și un rol concret, acela de a aproviziona cu apă potabilă pe cei care nu își puteau permite o sursă permanentă în propriile cămine. Aceste fântâni fiind construite din marmură. Și pătrundem efectiv în for. Ne să vedem ce reprezintă această mare întindere. Deci această întindere este curtea forului. La fel ca și în multe alte cazuri, romanii, înainte de a se așeza și a începe să zidească durabil, aveau nevoie să-și desfășoare viața la standardele cele mai normale cu putință. Cel mai ușor se construia în lemn, apoi după ce își creau condițiile necesare, începeau să lucreze cu materiale mai rezistente, folosindu-se de resursele avute la îndemână. Știm, spre exemplu, că atunci când s-a început săparea fundațiilor pentru clădirile din piatră, cele din faza de lemn erau încă în picioare. De asemenea, la Sarmisegetusa s-a construit în lemn, apoi în gresie și calcar. Iar la un moment dat s-a trecut la marmură. De asemenea, în centrul curții și pe margini tronau bazele ce susțineau statui de bronz aurit, din care s-au păstrat doar fragmente, sau marmură a unor împărați ce au jucat un rol în viața orașului sau a provinciei. În părțile de est, nord și vest, curtea comunica cu exteriorul prin portice, colonade de marmură, cu o înălțime de aproximativ 6 metri, ce susțineau acoperișuri din țiglă. Din curtea forului se trecea într-o basilică, clădirea ce domina prin înălțime ei întreg ansamblul arhitectonic. Da. Probabil stâlpii ăștia, nu știu, au fost puși să construiască o copertină sau, nu știu, foarte mari blocurile de piatră. Și ajungem în zona basilicii. Termenul provine din cuvântul grecesc basileus, care înseamnă rege. Prin urmare, avem de a face cu locul în care se ținea sfatul regal, iar monarhul și își exercita atribuțiile juridice. Romanii au preluat această idee, au pus-o în practică și au menținut-o și în vremea în care Roma nu mai era o monarhie. Mult mai târziu, după recunoașterea creștinismului ca religie oficială a Imperiului, secolul 4 după Hristos, astfel de clădiri vor fi folosite ca lăcaș pentru exercitarea cultului pentru această nouă religie, adică creștinismul. De aceea, termenul din limba română sau din retoromană în Elveția provine din latinescul basilica, spre deosebire de celelalte limbi neolatine în care denumirea lăcașului de cult provine din grecescul ecclesia. Aici avem tribunalia. Basilica era flancată în partea de est și de vest de câte un podium de piatră acoperit cu lemn. De pe cele două tribunale, cetățenii își țineau discursurile sau cei doi primari sau chiar guvernatorul provinciei. Interesant.
tribunal de răsărit avea la subsol o carcere care nu era chiar închisoarea propriu-zisă a orașului, ci mai degrabă un arest preventiv pentru delicte mai mărunte. Iată, tribunale. În partea cealaltă, cealaltă tribunale. Basilica. Ce frumos! Câtă încărcătură are locul ăsta? Cât de vechi sunt aceste ziduri? Și cam aici este capătul forului roman și a descoperirilor. Aceste descoperiri arheologice sunt flancate de grădini, chiar construcții proprietate privată. Cine știe câte ar mai putea fi și prin grădinile oamenilor. Iată, aici suntem la basilică. Probabil s-a făcut acoperiș ca să dăinuie mai mult aceste ziduri, aceste descoperiri. Da. Și probabil aceasta este în partea de vest a basilicei, un alt tribunal. Celălalt parcă e mai bine pronunțat. Da, probabil se încearcă un acoperiș să se păstreze mai bine aceste vestigi arheologice. Deci, după cum vă spuneam, colonia Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmisegetusa a fost primul oraș roman întemeiat în Dacia. Iar acest sit arheologic este unul dintre cele mai vizitate situri din România. O bucată din ce a mai rămas dintr-o coloană. Iată.
coloane din marmură. Sau ce-au mai rămas din el. Foarte interesant. Și inscripții romanice. Da, se pare că în cealaltă parte se fac noi descoperiri. Văd că mult mai mari, deși forul roman este, cred că, principala atracție. Dar să vedem în decursul anului ce o să fie și dincolo. Da, o experiență plăcută. Eu vă spun că merită să vă opriți când treceți prin localitatea Sarmisece Tuza să vizitați acest sit arheologic. Poate că așa un picuț simțiți și fiorii vremurilor trecute, în care căpetenile luau decizii pe aceste meleaguri, căpetenile romane, bineînțeles. Da, frumos! Să ne continuăm călătoria spre cheile Băniței. Da, am întrebat-o pe doamna de la casa de bilete cu noua descoperire. Da, aproape că e gata. Este vorba de amfiteatru, dar mai lucrează la finisaje și va fi dat publicului cât de curând. Uitați să vă spun, în prețul biletului este inclusă și vizitarea Muzeului Arheologic Sarmisece Tuza. Vedem dacă ne lasă să filmăm. Zarul de urs. Se juca moara. Deci un joc foarte vechi. Iată zarurile. Acele cutii de bronz, străpungător, mâner, os, vas, bronz, clopoțel, bronz, chei, bronz. Timpului la romani. Mozaic. Niște băncuțe de piatră. Da. Am reușit să iau câteva imagini, deși nu prea. Adică e voie, dar contra unei taxe destul de mari. Pe câteva minute, secunde,
Aici se pare că sunt niște piese ori găsite, ori din ce am auzit la prezentarea de pe un ecran LCD, așa numită arheologie experimentală. Acum nu știu, că mie mi se par cam de pe vremea de mult, de acum 2000 de ani. Blocuri de apeduct din piatră, tuburi ceramice, țevi din plumb, fântâni publice. Da, și acum chiar punem capăt vizitei de la Ulpia Traiana Dacica Augusta. Frumos, muzeu mititel, dar niște piese foarte faine. Da, acum ne continuăm drumul. Și am ieșit din Hațec și ne îndreptăm spre Petroșani, Valea Jiului, dar înainte vom poposi la Cheile Băniței. Și am ajuns în apropierea Cheilor Băniței. Într-adevăr, cum scrie pe net, este o benzinărie dezafectată. Se trece prin curtea unui, nu știu să zicem, ce aparține de ocol silvic, proprietate privată SOP, dar toată lumea pe aici trece. Hai să vedem cum ajungem. Cheile Băniței, rezervație naturală, face parte din Parcul Natural Grădiștea Muncelui Cioclovina. Și că în arealul parcului se percepe tarif de vizitare. 1 euro pe zi de persoană. Fine. Sau direct la angajații, de se poate plăti prin SMS 7473 sau la angajații. Da. Plătim. Na, hai să vedem. Cred că am și ajuns. Acest râu a săpat în acest masiv calcaros. Am înțeles că sunt destul de scurte, undeva la 300 de metri. Și aceste chei sunt frumoase și datorită coloritului stâncilor. Să vedem. Wow, super! Super! Traversarea Cheilor Băniței se face direct prin apă și eu am ales această perioadă având în vedere că pe net scria... Opa! Nu e așa rece apa. Pe net scria că primăvara debitul apei este mai mare și datorită și acestei primăveri ploioase, cam așa e. Mi-am adus șlapca să pot să merg liniștit. Se poate merge și pe acolo.
Super! Un obiectiv turistic excepțional. Deci puteți merge și încălcați, dar până aici se oprește cabul. E bine să aveți niște încălțări, orice cele de la mare, de la croați unde pietri sau niște șlapi. Merge și desculți. Este fenomenal. Super! Deci eu știu, acum apare adâncimea de 10 cm și cred că până aici, da, noi mai mergem. Cred că mai este și în față. Pe anumite locuri ajunge mai adânc apa. Chiar avem nisip pe jos. Continuăm deplasarea. Ui, extraordinar de reconfortant. Nu vedem până unde, dar în apropiere este și linia de cale ferată, CFR-ul. Nisip, pietriș. Superb. Aici ajungem la o mică cascadă, vorba bine. Da, deci se pare că acestea au fost cheile. După cum ziceam, 250-300 de metri lungime. Acest uriaș bănița a sculptat în aceste stânci calcaroase. Înălțimea pereților, după cum ați văzut, probabil undeva la 10-15 metri. Da! Mai mergem puțin pe traseu. Și apoi ne întoarcem și filmăm și din cealaltă parte. Da, cred că până aici ne întoarcem. Da. Sau... Opa! Hai, dăm cei după colț. Iată, și după cum spuneam, podul de cale ferată CFR, linie care
merge pe Valea Jiului, pe care noi o vom parcurge cu mașina. Iată și trenul! București, Nord, Cluj-Napoca. Da, m-am întâlnit cu doi tineri. Într-adevăr, m-am citit eu acum vreo 6 luni dacă se urmează cursul apei, dar nu mai știu exact, kilometru 2 se poate ajunge la peștera Bolii. Dar ziceau tinerii că nu se poate intra pe aici numai cu mașina pe unde o să mergem. Și că ar mai fi cheile Crivadei, dar am știu că am trecut, am citit, este și cetatea. Altă dată. Acum obiectivul a fost cheile, peștera Bolii, Târgu Jiu și mine Transalpina. Și intrăm din nou pe cheile Bâniței. Da, cam scurte, dar frumoase. Foarte frumos.
și ajungem la final. Foarte frumos. Merită să vă opriți dacă aveți drum pe aici. Finito. Da, o experiență plăcută. Încă o dată mă repet. Dacă aveți drum sau faceți un tur al anumitor obiective, să nu-l ratați. E scurt, dar e foarte frumos. Și să te plimbi prin apă e super. Da, hai să mergem la peștera Bouly. Și după 2 km jumate de la cheile Băniței ajungem la peștera Bouly. Vedem cât e biletul. 10 lei biletul pentru adulți, 5 lei pensionari, studenți și 2,5 copii. Aici avem, da, este sub forma șerpuită a unui tunel. Jupâneasa, râul a săpat în acest masiv calcaros. Hai să vedem. S-am citit că este singura peșteră care poate fi parcursă de la un capăt la celălalt, undeva la 455 de metri lungime, ce poate fi vizitat, iar toate galeriile însumează 1400. Peștera Bouly se spune că a primit denumirea de la, deci, de la familia Boulia, voievodul Ținutul Zarandului, care a primit proprietăți în pământ și pădure în această zonă undeva de la 1400 ani. Așa. Intrarea în peșteră are o dimensiune de aproximativ 20 de metri. Iar înăuntru se spune că sunt pereți de 10-15 metri și mai înalți. Dintr-o dată s-a răcorit. Jupâneasa, râul care a săpat prin torentele și vârtejurile sale cu mulți ani în urmă, sute, mii, milioane de ani. Cred că n-a luat-o bine. O fi vreo scară pe undeva? Da. M-a luat-o bine. Din câte am citit, această peșteră are o acustică foarte mare și bună.
Hai să uităm. Avem grijă că este și ud. Și să o luăm spre stânga. Trecem pârâiașul pe un podeț foarte frumos. Podul Lumini se numește acesta. Hai să o luăm așa, în mod circular. O luăm pe o galerie, partea stângă și tot așa. Wow, ce interesant e pământul. Fenomenal. Africa. Hai să vedem. Super podețele astea. Extraordinar. Dar pământul acesta este foarte interesant la pășit. Nisipos argilos, dar mai mult nisipos. Și umezeala îl menține moale. Sarcima maximă pe pod, 4 persoane sau 2 ca mine. Aici se spune că au fost și lilieci, dar nu mai sunt. Să coborăm până lângă apă.
mici stalactite. Și în față este ieșirea. În această peșteră au fost descoperite margele și vase din lut din era paleoliticului. Această peșteră a fost adăpost, depozit pentru mărfurile aduse din Marea Egee și Siria, fiind depozitate aici până a ajunge în Apulum și Potaisa. Interesantă istoria asta. Numele acestui pârâu, care spuneam că se numește Jupâneasa, este după o legendă, cum că o domniță în trecut, care toți oamenii îi spuneau Jupâneasa, își dorea ca iubitul ei să întoarcă cât mai devreme de la luptă. Și tot cobora aici în peșteră, se ruga la icoana Sfintei Fecioare Maria să-l aducă. Și aceasta s-a înduplecat și a transformat-o pe Jupâneasă în acest celebru pâriaș care circulă, care curge ca o vijelie prin acest munte. Superb! Dacă aveți posibilitatea, puteți bifa două obiective super într-o distanță de 2-3 km. Da, ne apropiem de icoana Sfintei Fecioară Maria. Iată. Super. Sfânta Fecioară Maria cu trup în brațe este o apariție miraculoasă în peretele peșterii din vremuri imemoriale. Icoana Maicii Domnului apare în multe din legendele locului, ceea ce v-am spus și mai înainte, legenda Jupâneasei. Peștera Bolii, cu precădere sala din fața icoanei din perete, se caracterizează printr-o puternică încărcătură energetică, turiștii simțind o stare de bine, de liniște și echilibru. Întreaga zona a peșterii face parte din centrul energetic Petroșan-Chismana, înscris în harta zonelor energetice ale României. Da. Da. Să știți că această stare de bine și liniște am experimentat-o la mănăstirile din Moldova, Putna, Sucevița, Moldovița, Neamț, Voroneț, Agapea, etc., Solca și, bineînțeles, pe muntele, pe dealul de la Medjugorje din Bosnia-Herțegovina. Imnul minierilor.
Aici avem icoana nașterii Maicii Domnului. Da. Cam aceasta a fost peștera. Mai intrăm prin niște galerii pe aici. Interesant. Superb. Pereții sunt umezi. Probabil că aici, pe această scenă, se țin diverse evenimente, probabil și muzicale, având în vedere că acustica țăranii e maximă. Da, în afară de Pârâiaș, într-un anume fel, este ca peștera de la Românești. Deși galeriile acolo, deși nu se întinde pe 450 de metri, sunt mult mai înalte. Iată niște desene pe stângi de animaluțe. Acolo. Oh, priviți! Picturi rupestre paleolitice, asemănătoare celor din peșterile Altamira, Spania și Lascaux, Franța. Pictate în anul 2007 de realizatorii filmului Codul Zeilor, studiourile CDF din Deutschland. Și mai avem aici... Super. Da. Da, mi s-a părut interesant această povață. Nu te teme niciodată de umbre, ele nu fac nimic decât să arate că există lumină în apropiere. Perfect adevărat. Și... ne apropiem de ieșirea. Da. Și cam aceasta a fost vizita la peștera Boli. Din nou repet,
dacă aveți drum, opriți-vă pe o distanță de nici 3 km, aveți două minunății ale naturii. Superbă! E bine că și la noi se găsesc locuri care sunt cât de cât amenajate. Și avem de curcat câteva trepte și gata. De menționat că ambele obiective turistice se află în județul Hunedoara, la câțiva kilometri de Petroșani. Dacă intrați pe Google și dați care obiective rețel vizitați, Google Maps vă duce direct. Continuăm periplul nostru pe Valea Jiului până în Târgu Jiu. Să vedem dacă reușesc să iau și ceva cadre. Deși se vede frumos din tren, șoseaua fiind mai jos. În fine, vedem. Și am intrat în municipiul Petroșani. De aici mai avem vreo 58 de kilometri până la Târgu Jiu. Peste 400 de metri. Petroșani, oraș minier, de pe Valea Jiului. Vom intra pe Valea Jiului, o depresiune muntoasă, bogată în bogății naturale, peste 400 de metri, bogată în huilă, care în anii comunismului s-a extras foarte mult. Ieși din sensul gira. Așa arată un cartier din Petroșani. Foarte mulți copaci. Blocurile, după cum văd eu, anvelopate. Și în față, mina Livezeni. Din Petroșani și mergem spre Târgu Jiu prin Valea Jiului. În dreapta se merge la Lupeni.
cam aceasta a fost Valea Jiului. Mai avem vreo 20 de kilometri până la Târgu Jiu. Și am ajuns în Târgu Jiu, în parcul unde se află sculpturile lui Constantin Brâcuș. Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, etc. Da, și cred că ajungem la Poarta Sărutului. O lucrare care a fost terminată în 1938. Hai să mergem pe spațiu verde. O mică fântână arteziană și uscăciune mare în acest parc. Astăzi vineri 25 august, acum la ora 16:30 sunt 34 de grade. Deci la umbră e plăcut și mai adie și vântul. No, iată construcția Marului Maestru. Cam așa arată. Avem de Coloana Infinitului. Și acum merge pe Alea Scaunelor, care are o lungime de 121 de metri între Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Pe stânga și pe dreapta, fiind construite și așezate un număr de 30 de astfel de scaune de piatră. Nu e voie să te așezi. Chiar era un mic incident cu niște, să spunem, turiști care au pus niște pahare de supe și gardienii, polițiștii de aici le-au atras atenția. Mai știm de pe cineva suspus care a stat sau a pus piciorul. Și ne apropiem de al doilea monument din seria trilogiei de monumente construite de Brâncuș, anume Masa Tăcerii. Departare avem Poarta Sărutului și aici avem Masa Tăcerii. Hai să facem, să luăm câteva cadre să nu fie soarele în față și apoi să căutăm Coloana Infinitului. Da, după panou informativ am văzut și unde e Coloana Infinitului, în cealaltă parte. Până atunci, această Masa Tăcerii este formată din bucăți de calcar, iar în jurul său are dispuse 12 scăunele, tot din calcar. Și acum mergem până pe malul Jiului. Și apoi ne întoarcem să mergem spre, să vedem și Coloana Infinitului sau Coloana fără sfârșit. Un pic cam multă mizerie. De fapt, oare unde nu mai e mizerie? Vedem ce se poate trece pe acel poduleț. Probabil este o mini-insulă. Și
Și o lucrare frumoasă. Și trecem pe podețul pe care l-am văzut adineori. Da, cred că apa nu este adâncă. Plină de vegetație și de gunoaie. Și cam aceasta este insulița. Cu niște copaci de diverse forme, frumoși. Se pare că se mai găsesc aici și anumite sculpturi. Care nu știu ce reprezintă. Piatră cu minte. Simeon Moldovan 2004. Mă gândeam eu că striațele alea de sus exemplifică creierul. Energii vitale. Florin Codre 2015. Și AMD. Mergem la coloană că aș vrea să ajungem la Novaci. Relicva. Și în depărtare avem noul stadion al celor de la Târgu Jiu. Da, cam avem un kilometru 200 de aici de făcut până la coloană. Aș putea și cu mașina. Întrebai pe o doamnă gardian aici că deja în 10 minute de 3 ori nu aveți voie să atingeți. De ce nu se îngrădesc aceste monumente? Și dânsa mi-a explicat că este un muzeu în aer liber și sub egida UNESCO și UE-le ăsta în care suntem nu consideră că, că trebuie îngrădite, trebuie lăsate în aer liber. Și atunci se plătesc, după câte am văzut, 3 gardieni să... Ok. Am luat hotărârea să merg pe jos, acel 1 km 250 de metri. În față este biserica și la vreo 200 de metri după este coloana infinitului. Mai bine mai privim să vedem ce arhitectură este în Târgu Jiu. Iată, aici avem hotel Gorj și în spate un bloc de locuințe. Aici avem un parc în Târgu Jiu. Stradă pietonală. Terase, două fântâni arteziene care funcționează, trei chiar. Frumos! Poate că acesta e chiar centru. În față avem Hotel Europa. Iarăși terase și din ce în ce mai aproape biserica, în spatele căreia se află coloana infinitului sau coloana fără sfârșit. Da, imobile cu arhitectură frumoasă, zugrăvite, curate,
Ia uitați ce frumoasă e clădirea aceasta. Da, faci în centru curat și aranjat. Pompierii cu salvarea. Și această clădire este facultatea, găzduiește facultatea de inginerie. Și ajungem la biserică. Și mi s-a transmis că la 250 de metri în spatele acesteia se află coloana. Hai, vedem. Și în față zărim coloana infinitului sau fără sfârșit. Dar se pare că trebuie să traversăm linia ferată. Ne asigurăm stânga, dreapta. Nu vine niciun ciuciu. Traversăm. Hai un pic. Și iată că am ajuns la coloana infinitului, într-un nou parculeț. Vedem dacă... Da, nu cred că este trotuar. Deci, vom pătrunde și noi pe spațiu verde. Coloana infinitului are o înălțime de 29,35 de metri. Și este formată din 16 monoblocuri octaedrice. Iar la extremități, la bază și la fârf, doar din jumate de modul. Da, interesant. Coloana infinitului e văzută de departe. Da, poate un pic mi se pare cam departe de celelalte două monumente, sculpturi. În fine, eu am venit pe jos, se poate cu mașina liniștit. Da, și un pic de mișcare bună. Deci v-am zis, de la acel parc până aici, 1250 de metri. Și asistăm și la nuntă. Și cam aceasta a fost vizita aici în Târgu Jiu, la cele trei sculpturi din trilogia brâncușeană. Mergem la mașină și vedem. Obiectivul meu este să ajung la Rânca. Vedem. Și suntem pe Transalpina. Obiectivul este să ajungem la Rânca. Nu mai avem mult. 15 km. Și mâine pornim spre adevărata Transalpina. Să vedem. E mai frumoasă ca Transfăgărășanu sau nu? Sunt curios.
față avem stațiunea turistică Rânca. Da, și am reușit să ne cazăm totuși. Inițial am zis că dorm în mașină, dar altă dată, un pic am rece pe aici. Și am găsit la un preț bun. Să vedem la dimineață, sper că e același preț ce mi l-a zis acum. Că 3/4 din pensiuni sunt închise pe timpul verii, probabil că numai iarna. E bine. Aer curat, nu e îngrămădeală, e bine. Și de aici, de la cota 1500 de pe Rânca, astăzi am vizitat, după cum ați văzut, 4 obiective. Frumoase, zic eu, merită să veniți, dacă puteți. Închei acest vlog, mulțumindu-vă că vă uitați la el. Și la celelalte. Până la o nouă revedere. Mâine, de exemplu, voi filma toată Transalpina sau ce a mai rămas, vreo 80 de kilometri. Coborând pe cealaltă parte. Vă doresc sănătate maximă. Să ne vedem cu bine. Și ciao! Și acolo, în depărtare, avem pârtea de la Rânca. Nu știu câte sunt, trebuie să mă uit. Și totuși să vă prezint și camera de la pensiunea Belvedere. Avem o baie curată, da. Și cămăruța cu un pat mare, tot ce trebuie pentru o noapte, e bine.